cifrele pe care le vedem în aceste zile, e clar că se leagă și de efectul deschiderii școlilor. Mă îndoiesc că n-are o legătură deschiderea școlilor și nu doar deschiderea școlilor, s-au deschis în luna septembrie restaurantele, mall-urile, au legătură. Dumneavoastră spuneți că nu e încă apogeul. În condițiile în care nu acesta este apogeul, să ne așteptăm la un scenariu mai rău, poate 3.000 de cazuri pe zi. Ca expert, și nu doar dumneavoastră, ci toți experții, ce recomandări aveți pentru guvern? Pentru că am văzut guvernul ezită să reia acele restricții foarte drastice, ezită să se întoarcă în starea de urgență. E cazul ca din acest moment guvernul să ia o decizie drastică și să impună din nou restricții dure? Eu nu mi-am permis niciodată să fac recomandări guvernului și nici acum nu o să fac. Deci recomandarea am făcut întotdeauna cu riscul de a deveni o persoană, să zicem, mai puțin simpatică. Recomandări am făcut populației. Continui să fac în continuare recomandări populației, pentru că indiferent de ce ar face guvernul și indiferent de ce măsuri ar încerca să impună, da? Pentru că măsurile nu se discută și nu se vin un referendum, vreți să? Nu. Măsurile se impun. Indiferent de ce măsuri se impun, noi vom avea întotdeauna o reacție elegantă, frumoasă și democratică, în care ni se va aduce aminte instituțiul statului că trebuie respectate și drepturile celor care doresc să îi îmbolnăvească pe cei din jur. Și atunci, sigur că va fi o relație de amiciție între cei care cărora nu le pasă că transmit această boală și celor care încearcă să mai temereze un pic îmbolnăvire. Izolarea capitalii se închide în domnilor, domnilor și domnilor, domnul profesor, doctor Emilian Intri, vom reveni în scurt timp și vom discuta despre cum au ajuns, iată, ironia sorții, PNL și Nicușor Dan la mâna lui Traian Băsescu, pur și simplu, revenim. Educația copiilor noștri trebuie să meargă mai departe, însă au nevoie de noi pentru a avea grijă atât de ei cât și de ceilalți. Păstrăm distanța chiar și la joacă. Purtăm masca mereu ca niște supereroi.